Instituțiile europene au aprobat de curând Planul Național de Redresare și Reziliență al României, cunoscut și ca PNRR. Prin acest plan, România va primi aproape 30 de miliarde de euro din fonduri europene, iar zilele următoare trebuie să ajungă tranșa de cofinanțare a proiectelor eligibile de circa 3,8 miliarde de euro. Respectivele proiecte trebuie începute până la finalul lui 2023 și finalizate la 31 decembrie 2023. În caz contrar, România riscând să piardă finanțarea europeană. Conform hunedoreanului Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al grupului PPE, sunt întrunite premisele ca termenele de mai sus să poată fi respectate, întrucât Parlamentul European a decis ca statele membre să nu mai poată adăuga formalități birocratice suplimentare, lucru care în România este ridicat la nivel de artă. Parlamentul European a adoptat un regulament european, legislație la nivel european, privind simplificarea accesării de fonduri europene și reducerea birocrației. Acest regulament nou european prevede câteva lucruri foarte importante. Unul la mână, condiții simple, clare, pentru absorbția de fonduri europene de la nivel european, aceleași reguli valabile în toate țările membre ale Uniunii Europene și interdicție pentru autoritățile naționale de a introduce birocrație suplimentară, fiindcă adesea în ultimii ani, când ne-am întâlnit cu beneficiari de fonduri europene, au spus următorul lucru. Problema nu este lipsa banilor, ci problema este birocrația. E prea complicat să-i absorbim, procedurile sunt prea complicate, nu merită efortul. Acum s-au simplificat procedurile. Unul la mână. Asta înseamnă că banii pot veni mai repede, cu costuri mai mici pentru beneficiari, nu mai trebuie să scrii proiecte atât de complicate, cu atât de documente, cu atât de multe documente, unele cerute doar fiindcă au avut autorități de la nivel național. Prezent recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TVDeva, europarlamentarul Siegfried Mureșan a precizat că au fost cazuri, în trecutul destul de apropiat, când potențialii beneficiari au renunțat să acceseze proiecte cu finanțare europeană din cauza birocrației. Cu aceeași ocazie, eurodeputatul hunedorean a prezentat și celelalte condiții impuse de Parlamentul European pentru ușurarea accesului la proiectele finanțate din fondurile comunitare. Riscul este chiar ca beneficiarii să se lase pe gubaș și să nu mai aplice. Deci, unul la mână. Reguli clare de la nivel european, aceleași reguli pentru toate țările, interdicție de a adăuga birocrație la nivel național. Doi la mână. Simplificarea procedurii de decontare. Trei la mână. Digitalizare. De exemplu, nu va mai fi necesară o arhivă în format fizic timp de 5 ani de zile cu toate documentele în original, așa cum a fost până acum. Și patru la mână, foarte important, eficientizarea și simplificarea auditului și a controalelor. Adică, până acum, venea către o instituție și controla un proiect pe fonduri europene și chiar dacă acel proiect era în regulă, nu era nicio neregulă, se poate ca peste două săptămâni să fi venit o altă instituție să te controleze din nou în același domeniu. Se introduce principiul auditului unic, în special pentru mici proiecte și pentru întreprinderi mici și mijlocii, adică să nu mai ai voie să fii controlat și auditat decât o singură dată pe întreaga durata desfășurării programului. Adică dacă ai fost controlat și totul e în regulă, să nu mai poți fi controlat încă o dată pentru același lucru de o altă instituție. Despre această temă, dar și despre alte subiecte interesante, puteți afla mai multe urmărind emisiunea La Subiect, în care a fost invitat europarlamentarul PNL-PPE de Hunedoara, Siegfried Mureșan, atât pe pagina de Facebook, dar și pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1 TV Deva.